noi aproape nimic nu știm despre ce s-a întâmplat la cele negocieri. Adică lucrurile foarte generale, că s-a semnat un contract, noi nu știm ce prevede contractul, să vorbim și de faptul de ce nu putem, de ce atât de secret acest document. Dar cel puțin sunt niște lucruri care cred că se poate de spus, ele nu sunt în contract, să ne spune cine, de exemplu, a insistat pe formula de calcul și cum să aibă loc achitarea. De la cine a venit inițiativa asta? Formula de achitare, condițiile de achitare nu s-a schimbat și nimeni nu a insistat. Formula de calcul a fost propusă de Moldova Gaz inclusiv. Și în comun cu Gazprom. Formula de calcul a fost propusă de Moldova Gaz. Da. Și Federația Gazprom Nu era de acord, nu accepta, pentru că accepta altă formulă. Deci n-au fost aici... Accepta altă formulă care cu mult era nu convenabil nou. Gazprom a propus o altă formulă. Nu, da, evident că a fost proces de negociere. Da, ziceam despre ce s-a negociat și cum s-a negociat contractul din noiembrie. Dumneavoastră spuneați că Moldova Gaz a insistat pe această formulă de calcul. Federația Rusă, Gazprom, insista pe o altă formulă de calcul care era mai dezavantajoasă pentru Moldova. Ce conținea acea formulă de calcul pe care o propuneau rușii? Evident, dacă vorbim despre negocieri, fiecare parte consideră cum să obțină așa mai multe avantaje, inclusiv reciproci, pentru a avea un preț mai convenabil. S-a propus diferite. Noi am insistat la prima etapă să fie menținută formula aceea care a fost aprobată în 2021, adică perioada de iarnă prețul să fie calculat după indexarea la coșul produselor petroliere, în perioada de vară să fie un coridor de preț, dar să fie legat cu cotațiile bursiere. Deci ca să avem posibilitatea să profităm. Exact pe asta ați negociat. Am început să negociem. Cu asta. Dar din partea Gazprom, evident, a fost, vă spun așa, după culisele, dar din start nu vă spunem multe, pentru că totuși este inclusiv un secret comercial. A fost Și negocierile sunt secret comercial? Evident. Nu putem deschide tot. A fost o poziție foarte clară, tranșantă, pentru că toate contractele și practica lor, și trebuie să luăm acest lucru în calcul, că toate contractele deja sunt indexate la bursă. Peste 85% din contractele. Dar sunt țări care plătesc mult mai puțin. De unde știți? Păi, ce puțin așa? Aveți contracte? Eu n-am văzut. Are mai puțin, plătește mai puțin. Trebuie să vedem care sunt condițiile. Dacă nu avem nicio analiză asupra acestor contracte, noi iată... Cifrele sunt oficiale. Nu știm cât... Ei anunță cât plătesc și ei... Ați văzut factura? Cumpără mai. Ați văzut factura? N-am văzut. Factura din Belarus n-am văzut-o, dar știu că autoritățile din Belarus au anunțat că au negociat un preț bun. Haideți să lăsăm Belarusul și trecem la realitățile noastre. Noi am propus așa formulă pentru că am văzut că este un acord de compromis și datele care arătau atunci în octombrie-noiembrie și inclusiv pentru decembrie era formula convenabilă și noi am fost, după prognozele noastre, în jur de $440, $450 pentru această perioadă. Nimeni nu a știut încă, nu poți prognoza pentru primul trimestru sau anul viitor cu precizie 100% că va fi, ce va fi care va fi evoluția la bursa de la TTF. Prețurile spot deja erau destul de mari. Da, dar noi am plătit în octombrie, $800, dar în noiembrie plătim deja 480. Deci este diferență, cred că. Este o diferență. Iată asta și dar rezultatul formulei. Dar noi formula pe care am negociat-o, asta e formula care am negociat. Ea depinde foarte mult și de prețul spot, corect? Da, corect. În propus de 30%, deja ați văzut publicația. Da, de 30%, dar pentru că acolo suma este foarte mare. Și perioada de iarnă? 30% acelea cântăresc foarte, foarte mult. Dacă cotația e mare. Dacă este cotația mai mică, atunci profităm. Haideți să recunoaștem acest lucru. Acum noi vedem că cotațiile sunt mari și probabil dumneavoastră ați făcut niște prognoze și înțelegeți că iarna ele n-au cum să fie mici. Nici nu puteam să spunem că așa de mare vor fi, $2800. Prognozele erau în jur de 1200-1300 maxim. Puteam obține
Dacă toți insista ca să fie inclus prețul spot acolo, puteam insista ca ponderea acestuia să fie mult mai mică de 30%. Dumneavoastră deja deveniți foarte profesionist în domeniul gazelor. Nu, noi din nevoie toată țara am devenit profesioniști. Și deja cunoașteți foarte multe detalii asupra fondului. De aceea vă spun, formula asta de bursă este calculată după indiciul pentru luna următoare. Iată, ultima zi de cotație, anume, care a fost cotația, zicem o dată 30 sau 31, imediat se răsfrânge ca indice pentru luna următoare. În luna decembrie, încă o dată, a fost o perioadă de 10 zile când cotațiile la burse, anume, atât hub-ul central european, cât și din Germania, cât și din Olanda, au crescut, expulzat destul de, a fost o creștere mare, exponențială, de la 1.000 de dolari până la 2.800. S-a oprit câteva zile în jur de 2.000 de dolari și acest lucru a influențat, până la urmă, când calculăm media lunară, respectiv a influențat pentru calcul pentru luna ianuarie. Hai să revenim la originea acestei... Foarte greu de... Înțelegeți că dacă noi nu suntem guru, nu putem prezice că 100%. Da, am fi prezice... Trebuie să faceți niște predicții, pentru că, în mod normal, tarifele nu trebuie să se stabilească în fiecare lună, corect? Andrei, nu trebuie în modul practic, în România și în Ucraina, sectorul industrial lucrează după bursă și prețurile stabilesc fiecare zi, în modul practic. Noi nu lucrăm așa. Nu lucrăm, dar noi vrem să lucrăm așa. Iată, noi, pe de o parte, vrem să fim Uniunea Europeană și să lucrăm după regulile europene, pe de altă parte, ne dați prețul mai bun și ne dați încă, să nu achităm în avans și ne dați încă 2 luni de zile. Haideți, nu se primește, nu se lucrează așa. Credeți că cerem prea mult? Nu se lucrează așa. Trebuie să plătim prețul pentru un produs cât costă. Astăzi bursa costă 1.300, noi plătim 647. Este convenabil? În mod ciudat, diferite state au reușit să negocieze prețuri diferite. Da. Unele au reușit să negocieze prețuri foarte mici, da. Alții n-au reușit și au obținut prețuri foarte mari. Și da și nu, mari. Pentru că noi nu cunoaștem ce evaluăm noi acum acolo. Este să înțelegem cât de bine a negociat partea moldovenească atunci când a mers să se întâlnească cu cei de la Gazprom. Vreau să revin la formula de calcul. Eu m-am uitat peste comunicările pe care le-a făcut Moldova Gaz în ultimul an de zile. Și-am găsit un comunicat al Moldova Gaz din mai 2020, în care se vorbește că dacă am fi trecut la prețuri spot, consumatorii din Republica Moldova ar fi achitat cu 14 milioane de dolari în plus față de formula de preț legată de petrol. Acum, dacă vă uitați, deci atunci se făcea o predicție și înțelegea că spotul presupune clar că vom plăti mai mult pentru gaze. Acum, dacă vă uitați în urmă, înțelegeți că ați greșit? Da. Aplicând noua formulă. Știți care e indicator cel mai eficient cum am negociat noi contractul? Când în 2000, la începutul anului sau acum? Eu mă revin acum și să revin în 2020. Știți care e indicator? Și a răspund către toți experți. Niciun client de la noi nu fuge în Ucraina și nu în România. Niciun client, niciun consumator, niciun trader care cumpără, pentru că sunt încă 24 de trader locali. Nimeni nu se duce în Ucraina și în România, dar cumpără la noi. Înseamnă că eficient am negociat. Înseamnă că noi am adus gaz care e convenabil. Asta este un răspuns foarte real și la suprafață. Probabil acum că este întoarcem... mai bun decât la alții. Eu întrebam dacă putea fi mai bun. Putea fi mai bun, putea să fie și 100 dolari. Putea dar să fie și 100 dolari, nu știu. Nu știu. Întoarcem în 2020, în mai. Da. Ce a fost în vara 2020? Da, ne amintesc că a scăzut foarte mult prețul. 50 dolari a fost? Da. 50-70 dolari, dar noi plăteam 130. Și ce critică am primit noi de la experți și de la societate? Că iată, în Germania costul gazului 70 dolari, dar noi plătim 130. Da, eu îmi amintesc că a fost o presiune pe dumneavoastră. Și ați reacționat urmarea presiunilor? Am reacționat pentru că am văzut că nu... Înțelegeți că eu trebuie să explic într-un fel că sunt la interrogatoriu. Că niște lucruri care au fost evidente pe parcursul ultimilor 10 ani. Și când am propus formula în 2020, am văzut că în ultimii 10 ani și apropo, când am făcut un offline cu experți și mi-a susținut toți. Că este foarte bine, foarte corect. În vară trebuie să luați bursa și iarna luați petrol. Și am propus și am mers în 2021, am avut prețul mediu ponderat până în octombrie, când am avut deja alte condiții. Am avut preț destul de convenabil.
Acum trecem la rezerve. Nu, mă rog, era în context. Dacă ziceați că am avut un preț foarte bun, de ce n-am profitat să ne facem? Eu vreau să răspund un lucru foarte simplu. Ca un răspuns, nu știu, clasic. Acum luați toate țările care sunt în regiune. Luați Turcia, luați Bulgaria, luați Ucraina, luați România. Și Ucraina și România sunt țări producătoare de gaze naturale. Și vedeți formulele de preț, fie cu un operator național, fie pe piață, sunt mult mai, adică prețul care se calculează după aceste formule este mult mai mare decât prețul care avem noi după formula pentru ianuarie. Dar în decembrie am avut 450. Posibil în februarie, când o să avem nu mai mult de $500 sau $510, deja nu va fi așa critică mare asupra Moldova Gas. Asta și problema, că noi acumulăm aceste diviri, acest deficit de casă pe o perioadă scurtă de timp. Neavând posibilitate pentru consumatori, nu putem pune pe avans. Dar pe consumatorii industriali am fi putut pune pe avans, dar nu facem acest lucru. Dar nimeni nu vrea să ajute compania națională. Nu trebuie să ajutați managementul Moldova Gaz. Trebuie ajutat consumatorii și trebuie ajutat compania națională că se exercite acest contract, să aducă cel puțin până la un sfârșit. Dar cine trebuie să ajute compania? Compania are regulile, niște stăpâni. Regulile niște stăpâni, de piață, nu? Regulile și reglementările care sunt pe piață, ele trebuie să fie modificate. Și vă spun, deja lucrăm asupra în această privință. Atunci, la începutul anului, când ați optat pentru modificarea de la formula de calcul, v-ați consultat cu cineva din guvern? Referitor la propunerea către când am negociat cu Gazprom, da. În 2021 sau în 2020? Modificarea la începutul anului care a fost. La începutul anului, evident, da. Pentru că nu doar Vadim Ciban aprobă acest contract. Cine a aprobat? Aprobă Consiliul de Administrație, 9 persoane. Uh-huh. 9 persoane. Noi suntem organ colegial. Eu reprezint compania. Din guvern cine a aprobat? Consiliul de Observatori, din guvern, reprezentantul guvernului care a fost în Consiliul de Observatori. Plus, încă și m-am văzut, fiind faptul că acest contract reprezintă, aprobarea acest contract după mecanism de luare a deciziilor este un contract cu conflict de interese, este aprobat la Adunarea Generală a Acționarilor. Uh-huh. Și Adunarea Generală a Acționarilor a votat și reprezentantul guvernul a votat pentru acest contract, această formă. Ministrul Economiei a susținut? În perioada aceea, da. Da, prim-ministru? Evident. Prieteni, dacă vreți să fiți la curent cu știrile, emisiunile Dragi și alte produse TV8, abonați-vă pe canalul nostru de YouTube, TV8.